Sedra, sper și mă bucur că vă pot spune bun găsit, iată din nou la Capital TV din Deva. Astăzi vom discuta despre inspectorul de poliție a județului Hunedoara și l-am ca invitat pentru a afla informații, detalii și cât de multe aspecte din activitatea IPJ Hunedoara. L-am invitat, cum vă spuneam, în studioul de aici, din Deva, pe domnul Bogdan Nițu, subcomisar de poliție, purtător de cuvânt al acestei instituții. Bine ați revenit în studioul nostru, domnule Bună ziua și bine v-am regăsit. Vă Bogdan mulțumesc Nițu. pentru această invitație. Cu mare drag și, sigur, încercăm să prezentăm ce a mai făcut poliția. În Mă slujba rog, cetățeanului, da? exact, avem nevoie de acea stare de siguranță pe care dumneavoastră ne puteți asigura și e important să știm. Dumneavoastră, dar sunteți transparenți, din câte am sesizat, Cum cel să nu? puțin Este în obligația relația cu noastră, noi, da? da, ne faceți. Suntem o instituție publică în Exact. slujba legii și a cetățeanului și periodic ne prezentăm o parte din activități, pentru că nu toate activitățile sunt publice, nu toate au un caracter public, dar ca orice instituție publică există un moment al bilanțului anual în care se analizează activitatea și starea infracțională, bineînțeles, și pot să vă spun că din analiza activității pe 2016 au rezultat indicatori pozitivi ai muncii de Da, poliție. ajungem și la bilanță. Apropo de transparență, asta în relația noastră cu noi, cu presa, e clar că sunteți și foarte atenți, dar bănuiesc că, și sigur că așa este, chiar dacă cetățenii simpli sau cetățenii care, mă rog, nu sunt în media sau în alte instituții, apelează la dumneavoastră sau solicită anumite informații sau, mă Sigur. rog, vor să rezolve anumite situații, la fel au ușile Cum să nu deschise, au asta ușa foarte clar. deschisă permanent, practic. Există serviciul de urgență 112 pentru cazurile speciale care pun în pericol viața persoanelor, dar există și pagina de internet a Inspectoratului Județean de Poliție cu toate datele de contact, inclusiv o adresă electronică la care cetățenii pot trimite fie sesizări cu privire la anumite fapte de natură penală sau contravenții pe care dânșii le observă în activitatea cotidiană sau efectiv diferite întrebări de natură juridică sau chestiuni care îi preocupă și în termenul legal și în limita posibilităților conferite de lege, încercăm să le răspundem cu maximă celeritate. Practic este interesul nostru ca cetățeanul să fie informat și să cunoască foarte bine atribuțiile poliției. Bineînțeles, există și program de audiență tot pe această pagină de internet a Inspectoratului de Poliție. Adică se pot Puteți, înscrie la audiență sigur, pe sigur, la online, conducerea, da? la conducerea Inspectoratului se pot prezenta efectiv, spre exemplu, ziua de marți este dedicată audiențelor domnului inspector șef, care primește cetățeni din întreg județul cu diferite probleme, cu diferite nemulțumiri, cu diferite preocupări din acestea legate de experiențe de regulă neplăcute prin care au trecut de natură infracțională, știu și au fost victime ale unor infracțiuni sau Poate chiar și în relație chiar cu cu polițiști, polițiștii, exact, da. exact. Da. Vor să reclame anumite comportamente neadecvate ale polițiștilor și bineînțeles că se face o notă de audiență, se analizează acea situație și fiecare primește un răspuns documentat cu privire la fapta pe care o reclamă. Oricum, apariția acestei 112, care cred că este în Da, chiar ultimii zilele ani, trecute da? am sărbătorit în 11-a a doua, da, Da? pentru că se formează A, practic 112, da, corect, 112, da, da? s-a sărbătorit ziua europeană a acestui număr de urgență 112, pentru că este un număr cu acoperire europeană și un număr la care sunt afiliate toate structurile de ordine și siguranță națională, de intervenție, de salvare de vieți, de salvarea patrimoniului persoanei sau a mediului înconjurător. Așadar, vorbim despre poliție, jandarmerie, inspectoratul pentru situații de urgență ambulanță, SMURD, toate aceste structuri care acționează practic într-o simfonie Ținând cont de specificul fiecăruia, fiecăruia, dar da, fiecare de scopul domeniu. general este. Exact. Și Da. acționează în același timp. Deci asta este foarte important, Ba, mi se pare o idee genială să ai totul să într ai posibilitatea. același. Și chiar Da. în Sub Deva, aceeași comandă, să zic. Deva a Da. fost al doilea oraș după Târgu Mureș la care s-a inițiat în Vorbim urmă cu trei aici ar fi ani. de sprijinul și participarea domnului Arafat, parcă, nu în povestea asta cu 112, nu? Da, vorbesc acum despre un centru integrat de administrare, de coordonare a situațiilor de risc, care se află în subordinea administrativă a Consiliului Județean și este al doilea centru de acest gen din țară în care s-au reunit toate structurile implicate, agențiile, cum se numesc, în același spațiu, astfel încât comunicarea dintre operatori să fie mult mai simplu. Practic, Instantanee, apropo zis, da, exact, adică, da, se da. poate face un schimb mult mai rapid de informații,
fără Și se ca... pot hotărâ lucrurile Exact. acolo, Dacă este o imediat. situație foarte gravă, se activează un plan roșu de intervenție sub coordonarea prefectului județului Hunedoara. Practic, apelantul este preluat inițial de operatorul de la serviciul de telecomunicații speciale, care pune un anumit set de întrebări, dar în ascultare, în teleconferință, pot să stea și cei de la ambulanță, și cei de la poliție, și cei de la ISO, astfel încât să nu mai fie nevoie să se pună aceleași întrebări, eventual întrebări suplimentare pentru a se afla, spre exemplu, date de natură medicală sau de natură a ordinii și siguranței publice, pentru ca să se aloce forțele direct proporțional cu natura intervenției, practic. Bun, vorbeați de personal, sigur, a avut loc acum o împrospătare, să zic, a rândurilor polițiștilor, da? Este adevărat, poliția da? Este o instituție vie, activă, care evoluează odată cu societatea, bineînțeles, și din acest punct de vedere, foarte mulți dintre colegii noștri în ultima perioadă s-au pensionat, colegi cu experiență, dar în același timp am beneficiat și de încadrări din sursă externă, cum se spune, din civilie, persoane interesate de o carieră de agent de poliție. Sunt și persoane care devin polițiști prin școlarizare, deci prin urmarea cursurilor, fie Academiei de Poliție, fie celor două școli de agenți, de la Câmpina sau de la Cluj-Napoca. Dar în acest caz, în cursul anului trecut, au fost două sesiuni mai ample de încadrare de personal din surse externe și cu o ocazie recentă în urma promovării... Semnând surse externe, nu cei care au urmat școlile. Nu cei care au urmat școlile, ci cei care au susținut probe de examen. Da, și vin din alte, din școli diferite. Da, deci... Din mediul civil. Au diferite experiențe profesionale de diferite vârste, în special tineri, ceea ce ne bucură pentru că sunt și mai ușor de format și mult mai interesați despre aplicarea legii și, bineînțeles, că după promovarea acestui examen, ei vor urma anumite cursuri de inițiere în carieră, de perfecționare, de specializare în domeniul acesta al ordinii și siguranței publice, dar și al poliției rutiere, pentru că au fost două segmente, ordine publică, rural, urban, poliție rutieră și conductori câini. Am avut și 4 posturi de conductori câini. Iată, interesant. O grupă canină care este foarte activă și utilă. Sunt câini de urmă, câini de însoțire, care trebuie coordonați de către polițiști. Nu mai știu, am avut o dată o emisiune cu un specialist în dresajul de câini, îmi scapă numele acum. Un jandarm? Domnul Alin? Sau? Nu, în civil, e un club care, Se ocupă. Doamna Lang. Așa, soțul dânsului a fost doamne, în emisiune și chiar m-am întrebat dacă colaborează cu poliția în legătură cu pregătirea câinilor, mi-a spus că este o idee. Am înțeles că cu cei din Sibiu lucrează foarte bine. Centrul chinologic, da. Este un centru de prestigiu la nivel național, care are și selecție de tineret canin, dar și cursuri de dresaj. Corect, bineînțeles, da, în domeniul acesta al poliției, poliție de frontieră, jandarmerie, deci toate structurile care folosesc câini de serviciu. Bun, au fost 60 de noi agenți de poliție, dar care au promovat examenul de încadrare din sursă externă. Da, este adevărat. Adică au fost 60 de posturi puse la... S-a acoperit nevoia sau s-a acoperit într-o oarecare măsură, nu integral, dar este un demers continuu, practic, vor mai fi probabil astfel de inițiative. Deci la dumneavoastră nu e povestea aia că pleacă 7 ca să vină 1. Era la un moment dat. Cred că s-a scos și în zona bugetară, dar până acum vreun an de zile cam așa se proceda. Se analizează de către Direcția de Resurse Umane, oricum sunt, acest examen a fost la nivel național, deci în toate județele s-a alocat un număr de posturi vacante în funcție de necesarul și specificul județului și în cazul acesta am avut 60 de posturi de agenți de poliție, mediu rural, urban și poliție rutieră, care au fost ocupate integral prin concurs, concurență foarte mare, foarte mulți tineri interesați care s-au prezentat, au susținut acele probe și... Bun, cred că e un domeniu în care dacă te comporți, să zic eu, echilibrat și normal,
poți ajunge la pensie, adică e Sigur, dorința, îți oferă anumită stabilitate stabilitate, din da. discuțiile pe care le-am purtat, pentru că s-a și mediatizat și mulți colegi din presă chiar au fost prezenți la aceste sesiuni de recrutări și au văzut numărul mare de candidați prezenți la sediul Inspectoratului de Poliție și au intrat în dialog să-i întrebe ce a determinat, practic, să opteze pentru astfel de carieră și, bineînțeles, că motivațiile sunt multiple. Unii au un exemplu în familie, alții și-au dorit de mici, au un spirit al dreptății mai Da, accentuat probabil pentru sau, unii chiar și uniforma exact, constituie un uniforma motiv, în da? sine, un model de urmat și de respect pentru societate și, bineînțeles, nu în ultimul rând, o stare, să spunem, mai stabilă din punct de vedere al profesiei. Clar. Putem să vedem câteva fotografii de la momentul de De la depunerea acest moment, jurământului, da. A da? fost un moment emoțional. La Poliția Municipiului Deva s-a desfășurat în prezența conducerii Inspectoratului de Poliție Da, putem vedea fotografii. și a unor personalități din instituțiile partenere și, bineînțeles, din celelalte instituții deconcentrate din județul Hunedoara. Iată conducerea Inspectoratului de Poliție felicitându-i pe tineri agenți și urându-le succes în continuare. Bineînțeles că nu s-a încheiat practic perioada aceasta de pregătire. Urmează Va fi probabil. o perioadă de tutelă în care vor fi încredințați unor polițiști mai cu experiență care să-i învețe anumite practici și anumite proceduri specifice acestei munci de poliție și, bineînțeles, vor urma și cursuri, după cum vă spuneam, la școlile de agenți pentru a se specializa. Da, bănuiesc că au fost momente emoționante pentru cei care au intrat la prima dată în rândurile poliției. Cred Da, că a fost oricum le marchează întreaga existență, nu? exact, a fost și emoționant pe de o parte, pe de altă parte au fost și familiile alături de acești tineri, au fost emoțiile firești, dar și speranța unui nou început în slujba legii. Bineînțeles, ei au fost întotdeauna de partea legii, pentru că una dintre condiții a fost aceea de a nu avea antecedente penale și nici persoane în anturaj care să aibă preocupări în natură infracțională. Deci, practic, sunt tineri selectați dintr-un mediu sigur, să spunem, din punct de vedere al disciplinei. Din comunicatul dumneavoastră am sesizat că li s-au transmis mai multe mesaje, respectarea Constituției, adică mesaje prin Da. care, sigur, pe care trebuie Jurământul, să le... practic, pe care în ei așa îl constă, da? rostesc, da, Aha, exact, da. acesta a fost analizat, prezentat de către domnul inspector șef pe puncte. Da? Practic, fiecare element din jurământul de credință față de țară are o anumită valoare, să spunem, simbolică. Respectarea Constituției, a drepturilor și libertăților fundamentale ale cetățeanului, păstrarea Conduita secretului, corectă și conduita. imparțială în aplicarea legilor țării, îndeplinirea corespunderii și bună credință a datoririlor și păstrarea secretului profesional. Asta ar Profesional. fi, Acestea sunt da. elementele cu privire la care ei se angajează public prin acest demers al jurământului să le respecte. Am înțeles. Bun, deci avem în acest moment efectivul normal, da? Oare în principiu cam câteva Există un sute de deficit, sunt polițiști? peste 1000 de Ah, peste polițiști, 1000 de peste polițiști? 1000 de polițiști Fantastic, da. în județ, dar deficit există în continuare de personal, dar a fost compensat oarecum prin această procedură și compensarea aceasta va continua atât prin recrutare din surse externe, cât și prin școlarizare în unitățile de învățământ ale Ministerului, bineînțeles, odată cu terminarea anului universitar, anului vor fi repartizați și absolvenții Academiei de Poliție, ai școlilor de agenți care vor intra în structura IPJ Hunedoara. Am înțeles. Bun. Haideți să vorbim un pic despre bilanțul pe 2016, da? Un alt moment important în primele 2 luni ale anului, în activitatea Poliției, Inspectoratului de Poliție a Județului Hunedoara. Bilanțul care, sigur, nu face decât să prezinte ceea ce s-a întâmplat Anumite în elemente, 2016, exact. bine sau rău. Da, Adică, dar da. cu plusuri și minusuri, ca Da. și în orice domeniu al activității altor instituții, există și perioade din acestea mai grele, să spunem, și provocări, și inclusiv de natură infracțională, fapte mai grave comise cu violență, dar de precizat că în toate cazurile de infracțiuni comise cu violență, spre exemplu omoruri, lovituri cauzatoare de moarte, au fost identificați autorii. Deci nu avem cazuri
de fapte contra persoanei, contra vieții persoanei, care să fie în continuare analizate cu autor neidentificat. În 2016, toți autorii au fost identificați și deferiți justiției. Practic, ne-am concentrat pe mai multe paliere, atât domeniul ordinii și siguranței publice, cât și siguranța rutieră, activități de combatere a infracțiunilor contra persoanei și contra patrimoniului, precum și prevenirea și combaterea unor infracțiuni în domeniul victimizării minorilor sau faptelor comise cu violență. Iată câteva dintre prioritățile pe care le-am avut în vedere și care, bineînțeles, că rămân în continuare în atenția Inspectoratului Județean de Poliție. Și activitatea s-a concretizat, spunem, într-o scădere a numărului de infracțiuni stradale, spre exemplu, infracțiuni stradale sesizate, deci ceea ce se întâmplă în spațiu public, peste 19, mai exact 19,44% în minus ca și număr față de anul anterior, 2015. Bun, Deci, practic, da, vreau să mă întorc un pic la combaterea fracțiunii din domeniul victimizării minorilor. Dumneavoastră, de altfel, aveți foarte multe activități în rândul tinerilor, da, prin care, este într-un foarte adevărat. fel, mă rog, îi pregătiți, le asigurați informații și faceți muncă de prevenție, foarte Corect. clară, în primul rând. Munca de Da. poliție se concentrează pe două paliere, atât combaterea, constatarea, practic post-factum a unor infracțiuni și investigarea acestora, dar ca orice boală este mai ușor să previi decât să combați. Deci și munca de prevenție, pe lângă cea de combatere, are un rol foarte important. Prevenirea criminalității. Există chiar un compartiment specializat în cadrul Inspectoratului Județean de Poliție, care desfășoară activități de informare a opiniei publice și în special a categoriilor de risc. Și aici vorbim despre minori și persoane vârstnice, fiecare având specificul său și infracțiuni care sunt mai preponderente, fie comise, fie să se ajungă victime ale unor infracțiuni. Și în rândul tinerilor, din păcate, există anumite tentații specifice vârstei, în Bun, special. există și, să zic eu, în acest moment, pârghia aceasta la îndemâna celor care vor să facă fapte, așa, vorbesc de internet, da? Prin internet se Exact, pot da, da se pot comite multe multe fapte și lucruri, în da. mediul online, iată și siguranța cibernetică, atât fraude pe internet, dar și infracțiuni de genul pornografie infantilă sau alte fapte de acest fel, pedofilie în mediul online. De aceea este bine ca tinerii să fie informați în momentul în care accesează anumite site-uri, să nu își ofere date cu caracter personal și mai ales să nu posteze anumite aspecte de natură privată, fotografii, Vorbeam filme. acum, înainte de emisiune, despre accesarea YouTube-ului, da? Exact. Există un trend Da. în rândul tineretului pentru a-și posta Deja clipe. au trecut de Facebook, acum s-a ajuns la Da, YouTube, nu? la diferite filme pe acest site, dar din păcate nu toate sunt educative, nu toate sunt constructive, nu toate reprezintă aspecte pozitive și foarte multe influențează negativ, mai ales că tinerii au un psihic poate mai puțin structurat, nu știu Corect, să da. discearnă foarte exact între bine și rău, sunt foarte Ba ușor chiar de am ajuns la un manipulat. moment dat, la o anumită vârstă, să asculte mai mult de străini decât de părinți. Am Exact, văzut există de foarte mulți situații, conflict conflict între între generații, da. generații în care se pare că anturajul are un rol Mai foarte mare, mai important. important, Părintele da. trebuie să știe să asculte, să fie prietenul copilului, să-l încurajeze, să-l sprijine în activitățile pozitive, în special culturale, artistice, pe linie sportivă, astfel încât să nu aibă preocupări de natură infracțională, să nu intre în anturaje nepotrivite și să ajungă să comită infracțiuni sau să devină victima ale unor infracțiuni. Și chiar există grupări în acestea de criminalitate care folosesc minori tocmai prin prisma faptului că la anumite vârste aceștia nu răspund penal sau au o răspundere limitată din punct de vedere al legii penale și atunci sunt introduși în prima linie, să spunem, a infracționalității prin prisma faptului că nu răspund penal. Dar odată comis o faptă este foarte greu să te mai reabilitezi și din punct de vedere social și din punct de vedere a comportamentului și este mai bine, după cum vă spuneam, să previi decât să acționezi retroactiv, să spunem. Și Bun, da. Vorbim și despre acel conflict între generații. E foarte clar că tinerii deja sunt și conștienți de drepturile pe care le au. exact, Ca de mai ales că se obicei, vorbește despre da. un regulament Exact. școlar care le dă foarte multe drepturi, inclusiv să-și conteste profesorul sau să aibă un dialog, să spunem, american
de la Da, egal la egal, ceea direct ce nu este, personal. nu este un lucru rău în sine, dar există anumite limite care trebuie totuși păstrate, fără a impune cumva ex cathedra, adică printr-o autoritate exterioară, un punct de vedere care Exagerată, da, este corect. dovedit social ca și valabilitate, pentru că și poliția ca instituție promovează aceleași valori sociale ca și școala, spre exemplu, ca și biserica, ca și familia, deci sunt instituții de bază ale statului, care trebuie susținute în lupta aceasta educațională, educativă a tinerei generații și cu care colaborăm foarte bine. Avem parteneriate și cu Inspectoratul Școlar Județean și cu Centrul de Evaluare și Pregătire Psihopedagogică, astfel încât tinerii să fie introduși în programe din acestea de consiliere, dacă sunt din familii cu probleme sau categorii de risc, și să se găsească soluții adecvate pentru a fi feriți de mediul infracțional. Oricum, în zona aceasta, cel puțin în domeniul învățământului, au fost așa, din când în când apar știri despre diferite evenimente, unele chiar din zona online-ului, da, sunt Exact. Sunt prezentate, postate și fapte da? cu violență, Exact, poate și din exact. teribilism, Da. anumită agresivitate care nu poate fi controlată și pe care, iată, din păcate, se ajunge la o exacerbare și prin postările acestea în mediul online, chiar o chestiune de a se lăuda sau de a arăta o anumită stare de fapt negativă celorlalți și ca și exemplu negativ spunem, dar care intră în sfera infracțională și nu puține sunt cazurile când inclusiv poliția se poate sesiza pentru astfel de fapte din presă sau din filme care sunt prezentate pe internet și să acționeze în consecință. Așadar, dacă aveți astfel de imagini și ar fi bine să nu le aveți și dacă le aveți să le aduceți la cunoștința poliției, în niciun caz să le postați pe internet pentru că pot deveni virale, cum se spune, un exemplu negativ pentru ceilalți și tinerii copiază foarte ușor astfel de comportamente, mai mult cele negative decât cele Da, pozitive. asta e o tendință. Apropo de asta, mi-aduc aminte de acele imagini făcute, mă rog, filmări făcute de unii teribiliști care conduc cu 200 la oră Exact, sau exact. cu... Și pe autostrăzi, pe Da, șosele exact. sau Sau, acum mă rog, alte viteze, iarna sigur. trag, spre exemplu, Sania, acum nu mai este cazul pentru că nu mai este zăpadă, dar asta și Da. am făcut acest exemplu, după un autoturism sau fac drifturi sau altfel de activități din acestea, pe motorete, merg pe o roată sau chestiuni de genul ăsta, care sunt într-adevăr spectaculoase în sine, dar trebuie făcute de către persoane Păi autorizate, în da, caz ca care doi, sigur sunt care, pregătite, da, normal, și au, profesioniști în da, domeniu. exact. Avem un telefon. Da, vă ascultăm. Alo, Da? bună ziua Bună și ziua. salut și pe domnul Bună Bogdanițu, ziua. purtătorul de cuvânt a IPJ Bună ziua. Hunedoara, și am o stimă deosebită vis-a-vis de activitatea dumnealui de relații publice și modul în Mulțumesc. care reușește să-și adapteze discursul la contextul social. Și acum o întrebare oarecum așa mai inovativă. Bine, asta eu cred că e mai mult o treabă de reflexie pentru perspectivă. Foarte recent am văzut că în foarte multe capitale ale Uniunii Europene, inclusiv în Paris, s-a pus problema datorită smogului De a se limita accesul. reorientării circulației. Ce e interesant că în aceste capitale și să nu uităm acum, la noi va fi o problemă cu înregistrările acestora, adică când vezi o problemă, eu cred că trebuie văzută printr-o abordare sistemică. Dincolo de avantajele fiscale, vor interveni problemele acestea de reescaladare a înmatricularii mașinilor second. Și vis-a-vis de treaba aceasta, am văzut, spre exemplu, și în Londra, deși în Londra s-a petrecut același lucru cu smogul și în Paris, Da, și în dar ce Budapesta. este foarte interesant că ei au niște panouri, adică practic un fel de, între ghilimele, termometri indicatoare care sunt omologate și ce am constatat, poate mă înșel, poliția locală, că am văzut, spre exemplu, și în New York, ele în general sunt sub autoritatea administrațiilor locale. Și la noi este o situație oarecum mixtă.
Cum ați vedea dumneavoastră, din acest punct de vedere, existența unor asemenea panouri care să indice nivelul de poluare, pe de o parte, iar pe de altă parte, posibilitatea, bine știu că sunt și aspectele alea de tehnice, de revizie tehnică a mașinilor, cum ați putea, spre exemplu, dumneavoastră, să gândiți în perspectivă și să faceți modificările legislative în așa manieră încât să vă permiteți luxul să aveți oarecum un rol decizional în ceea ce privește aspectele astea de poluare, deoarece eu vin cu o chestie care bate mai în urmă, în sensul că au fost cazuri, spre exemplu, ați avut reclamații în ceea ce privește zgomotul făcut de anumite persoane. Și nu știu cât e de reală, dar am văzut la alte inspectorate de poliție județene s-a pus problema omologării nivelului de zgomot prin intermediul unui reprezentant al autorității de protecție a mediului. Aș vrea să clarificați un pic mai bine problema aceasta legată de zgomot și eventual o chestie legată de ceea ce v-am spus eu înainte. Da. Vă mulțumesc și toate cele bune și colegilor dumneavoastră, întrucât acum sunteți și dumneavoastră sindicaliști față de perioadele anterioare. Vă urez succes în activitate. Toate cele bune. Doamne ajută! Mulțumim, Doamne ajută! Mulțumim, și chiar cred că se pune problema la noi că acum, bine, de când a început autostrada, se circulă pe autostrada, era centura DB, care mi se pare era o porțiune cea mai circulată din România, cred că. Ca și număr. Național 7, pe lângă DN1, DN7, sunt două... Acolo înseamnă poluare, poluare și fonică și din privința mediului, da. Da, a mediului. Există, bineînțeles, Agenția de Mediu care analizează toate aceste cote de poluare a aerului, apei, a mediului. Mă rog, Agenția de Mediului mi se pare un pic cam inactivă în ultima vreme. Cel puțin în subiecte destul de... Noi vorbim strict din perspectiva competențelor legale. Cei care trebuie să ocupe de povestea asta. Pentru că polițistul, în momentul în care încheie un act administrativ, chiar o sancțiune contravențională, dacă nu are competența legală potrivit legii să aplice acel act, este nul. Și poate fi contestat, bineînțeles, în instanță. Dar este o chestiune pertinentă, cea pe care a ridicat tot respectatorul dumneavoastră. Desigur că ne preocupă și pe noi, pentru că nu doar aplicăm legea, dar și trăim în mediul acesta cu toții și dorim să avem un mediu cât mai sănătos, cât mai viabil, să spunem, și pentru noi și pentru urmașii noștri. Dar noi suntem circumscriși unui cadru legislativ. Dacă se va modifica legea, se va impune o anumită normă de poluare mai ridicată sau o interdicție de a circula, de exemplu, în Budapesta, pe lângă exemplele invocate de către telespectatorul noastră, din data de 23 ianuarie, dacă nu mă înșel, primarul, deci iată autoritatea locală... Bărănesc, e vorba de administratorii. Administrația locală a impus o regulă ca autovehicule care au Euro 5, Euro 6 să poată circula liniștit. Celelalte au anumite restricții și de timp și de acces în anumite zone centrale. Deci bine, se nu poate... mai vorbim de Japonia, China, cu acele metropole deci poate ca milioane de locuitori, unde clar autoritatea locală să impună printr-un ordin de consiliu o decizie din această hotărâre de consiliu local anumite restricții. Să amestecă și politica administratorilor sau edililor locali, într-un fel. Este competența acestora. În Europa, de exemplu, se circulă cu bicicletele pe anumite zone din centrul orașului. Adică sunt chiar interdise... și la noi s-a limitat pe perioada de vară zona centrală doar pentru partea pietonală, deci și pentru bicicliști. Și noi facem un apel și la cetățeni, pe lângă aspectele legislative, pentru că dacă nu există legea, noi nu avem posibilitatea să aplicăm, doar ne imaginăm că ar fi benefic. Sigur. Tot ce face trebuie să se bazeze pe lege. Da, un astfel de demers ar fi benefic cu siguranță, dar nu îl putem aplica dacă nu există, dar în momentul în care va exista, dacă va exista o astfel de lege, cu siguranță ea va fi aplicată și de către polițiști. Oricum, legile pot, mă rog, fi inițiate de către minister, sigur, Parlament, dar și de către guvern, da? Vreau să întreb numai dacă, mă rog, ideile sau sugestiile care le-ați putea face
cei care lucrați în Ministerul de Interne, în zonă, în provincie, sau, mă rog, în diferite localități, sunt Sunt prinse luate, de către sunt luate cu minister, siguranță, da? sunt cu siguranță luate în calcul, se pot face propuneri de modificare, de îmbunătățire a legii sau chiar de crearea unei legi care să reglementeze anumite aspecte de noutate, așa cum este această situație în care, într-adevăr, se înmatriculează. Există un aflux foarte mare Am după zis că 1. zilele acestea deja, Deja a mai scăzut, da, mai dar scăzut, da. cei de la Registrul Autoromân, n-am văzut, instituție cu care avem relații de colaborare, de altfel, că și-au suplimentat numărul de angajați pe două schimburi ca să poată face față mai bine afluxului de persoane care doresc să-și matriculeze autovehicule. De asemenea, serviciul public de matriculări nu se subornează poliției, deși foarte mulți cred acest lucru, ci instituție prefectului județului Hunedoara. Și cu privire la poluarea fonică, într-adevăr, în momentul în care există anumite sesizări, se analizează dacă ele sunt, există legea aceasta privind legea 61 din 1991 privind tulburarea ordinii și liniștii publice, care ne oferă un anumit cadru de a aplica sancțiuni contravenționale, și, bineînțeles, OUG 195 privind circulația pe drumurile publice. Se fac referiri și la nivelul de zgomot, dar trebuie autoritate care să constate printr-un aparat omologat, Măsurători, să da. măsoare exact. Și ar fi benefic și inclusiv poluarea prin noxe, poluarea mediului să fie indicată cumva. Oricum, de când s-a mai subțiat industria noastră, Din sau păcate, da, au, din dacă păcate, să fim așa un pic cinici, s-au mai probabil există subțiat și și bineînțeles că poluările, și da. societățile acestea industriale au anumite norme pe care trebuie să le respecte, anumite filtre care sunt aplicate pentru a nu polua foarte tare mediul ambient. Bun, rămânem la o pauză pentru publicitate și după aceea revenim să vedem cu bilanțul ce s-a mai întâmplat în 2016 comparativ cu 2015, pentru că sunt domenii care, sigur, s-au fost analizate și, până la urmă, trebuie să, Sigur, asta e sunt de scopul, interes, să sunt de fie, da, interes. exact, da. Publicitate. Restaurant așteaptă să-i treci pragul în frumoasa Alba Iulia. Vino la Casa del Sole pentru cele mai bune preparate italienești, internaționale sau tradiționale. O ambianță unică, intimă, cochetă și primitoare. E Casa del Sole, Alba Iulia, strada Ice Brătianu, numărul 2. Telefon 0775 536 855.
Alexul Montana din stațiunea Straja te așteaptă zi de zi cu un restaurant generos, dar și peste 100 de locuri de cazare. Terasa Montana de la intrarea în stațiune este locul de unde se dă startul distracției în fiecare zi. Pentru rezervări puteți suna la numărul de telefon 0722 780 615. Montana, trebuie să ajungi măcar o dată în viață. Lasă grijile deoparte, echipează-te de munte și hai în Straja, punctul zero al distracției în acest sezon. Pârtii lungi și accesibile. Instalații de transport pe cablu de ultimă generație. Gazde primitoare. Peisaje unice în țară. Și bineînțeles, distracție. Toate acestea le găsești doar în Straja, cea mai veche stațiune montană din România. N-ai ajuns încă? Trebuie să o faci. Straja, loc de poveste, te așteaptă să vii. Închiriez în regim hotelier garsoniere de lux în Lupeni, în zona centrală, la doar 12 km distanță de zona de schi Straja. Unitatea de cazare este în regim self-catering, are Wi-Fi gratuit, dar și o parcare publică la mai puțin de 50 de metri. Recent amenajată cu mobilier și finisaje moderne, locația vine în întâmpinarea nevoilor dumneavoastră. Pentru detalii și închirieri ne puteți contacta la numărul de telefon 0726 370 242. Casa ta are nevoie de o modernizare și vrei un ambient plăcut atât interior cât și exterior. Jiul Construct Lupeni, firmă specializată în amenajări interioare și exterioare, este cea mai bună alegere. Oameni bine pregătiți în domeniu prestează servicii de construcții, termoizolații și amenajări cu echipamente de ultimă generație. De asemenea, Jiul Construct Lupeni instalează centrale termice cu calorifere sau încălzire în pardoseală. Totodată montăm protecții la șocuri de curent și închiriem echipamente profesionale. Ne găsiți în Lupeni pe strada Tineretului numărul 33A sau pe site-ul www.jiului.ro. Pentru mai multe detalii ne puteți contacta și la numărul de telefon 0726 370 242. Timpul și lipsa de idei nu vă oferă posibilitatea de a alege cele mai bune metode de distracție. Nu trebuie să vă mai faceți griji. Imaginarium vă oferă cea mai bună rețetă pentru distracția copiilor dumneavoastră. Situat la parterul complexului Montana din Lupeni, Imaginarium este locul de distracție visat de toți copiii lumii. Zilnic acesta vă stă la dispoziție cu cele mai variate mijloace de distracție pentru copiii sub 8 ani, între orele 10 și 21. Sunați la 0254 562 193 și puteți să rezervați spațiul pentru petrecerea copilului dumneavoastră. Pensiunea Retezat, situată într-un cadru mirific lângă liziera pădurii în zona localității Câmpului Neag, la poarta de intrare în Parcul Național Retezat, vine în întâmpinarea turiștilor săi cu o gamă largă de servicii. Pensiunea noastră vă oferă un spațiu modern pentru organizarea de nunți și botezuri sau orice alt eveniment festiv. Totodată vă oferim cazare, piscină, păstrăvărie, două parcuri de aventură, perete de cățărare, pistă de tubing, plimbări cu trăsura, echitație, loc de joacă pentru copii, dar și trasee tematice. Informații și rezervări la telefon 0722 538 551. Alege pensiunea Retezat și momentele tale libere vor deveni de neuitat. Crezi în principiul că doar cu o floare nu se face primăvară? Noi îți demonstrăm contrariul, iar pe lângă primăvară, cu siguranță îți facem ziua mult mai bună. Fie că ești în căutarea unui aranjament floral special sau unei simple flori pentru persoana iubită, la noi găsești tot ceea ce ai nevoie. Buchete viu colorate cu trandafiri, crini, lalele, garoafe și multe alte tipuri de flori așteaptă să-ți înfrumusețeze ziua. Suntem alături de tine și în momentele grele, așa că realizăm coroane, gerbe sau alte aranjamente funerare. Ne găsiți pe Bulevardul 1 decembrie 1918, în spatele Raiffeisen Bank, lângă Capela Unitariană. Florăria Ina îți aduce primăvara mai aproape în fiecare anotimp.
Electromax Petroșani angajează absolvenți și studenți ai facultăților cu profil tehnic cunoscători de limba engleză. CV-urile se depun la sediul Electromax din Petroșani, strada Lunca, numărul 36. Alege internetul Wi-Fi prin modemul ConnectBox de la UPC. Ajunge în orice colț al casei. Pentru ce să ai nevoie de internet în orice colț al casei, te întrebi? Pentru orice alegeți voi. Noi ne asigurăm că îl aveți. ConnectBox cu viteze de până la 500 de mega oriunde în casă. În plus, în ofertele UPC ai canalele HBO cadou pe toată perioada contractului. Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi. Revenim în direct, dragi prieteni. Vă reamintesc că l-am ca invitat astăzi în studio Capital TV din Deva pe domnul Bogdan Nițu, subcomisar de poliție la Inspectoratul de Poliție al județului Hunedoara și, sigur, purtător de cuvânt al acestei instituții. Haideți să vedem de bilanță, mai vorbim, domnule subcomisar, să vedem ce. Înțeleg că toate lucrurile au mers spre bine, comparativ cu 2015. Da, au fost, vă spuneam, ca în orice domeniu, plusuri și minusuri, dar, per total, putem spune că ne putem considera satisfăcuți de eforturile depuse de către colegii noștri, bineînțeles, pentru că această muncă este una de echipă și o muncă coordonată de către echipa managerială a Inspectoratului de Poliție. Vă spuneam, s-a constatat o scădere semnificativă a infracțiunilor stradale sesizate, asta înseamnă că mediul stradal a devenit mai sigur, chiar și în municipiul Deva, spre exemplu, prin prezența activă în strada patrulelor de poliție, a celorlalte forțe, poliție locală, jandarmerie și, bineînțeles, a unui sistem de supraveghere video eficient care ne dă și anumite indicii cu privire la comiterea unor infracțiuni și chiar probe privind vinovăția persoanelor implicate. Facem apel și la cetățeni să ne sprijine cu informații dacă sunt martori ai unor astfel de fapte antisociale, să apeleze cu încredere numărul de urgență 112 și să sesizeze astfel de fapte și, bineînțeles, să ne ofere și mai multe indicii sau chiar mărturii directe cu privire la comiterea anumitor fapte pentru a le putea proba vinovăția celor implicați în astfel de fapte în natură penală. Scăderi semnificative de asemenea și la infracțiunile contra patrimoniului persoanei. Deci furturile în special au scăzut cu 7,34% și furturile din locuințe de asemenea au scăzut cu 9%, furturile din societăți comerciale cu 3,6%, cele de pe rafturile magazinelor, deci tot din societăți comerciale, dar practic așa este furturi de subzistență, furturi de pe raft, de produse alimentare în special, au scăzut cu 9,1%. Și aici există iarăși, fiecare mare magazin are sisteme prevăzute, da, chiar de lege. S-au mai perfecționat. Exact. Sistemele. Sisteme de supraveghere, da. Video și pază, proprie agenți de pază care opresc practic la ieșire persoanele care încearcă să sustragă diferite bunuri. Foarte interesant, porturile de autoturisme au scăzut cu 30,95%, da, 31% aproape. Da, o scădere semnificativă. Furturile din autoturisme pot și fi prevenite. Noi facem și campanii de informare, inclusiv în spațiul public. Faptul de a nu lăsa un bun de valoare în autoturism care să tenteze persoanele certate cu legea, poșete, genți, telefoane mobile, aparate GPS, aparate foto și așa mai departe, constituie un... Cu cât elimini ispita, cu atâta, exact, da, clar, ce să mai... Furturi din autoturism, așadar din interiorul autoturismelor, faptul de a-ți parca autoturismul într-o zonă mai intens circulată, iluminată pe durata nopții și, bineînțeles, nu în ultimul rând, un sistem de alarmă montat pe mașină care să descurajeze potențialii infractori. De asemenea, furturile din locuință și acestea pot fi prevenite tot printr-un sistem de alarmă care nu costă foarte mult, dar îi descurajează pe cei certați cu legea și rămâne fapta de furt la nivelul unei simple tentative în momentul în care se activează acel sistem, de preferat și cu un contract la o firmă de pază și protecție care să poată interveni în cel mai scurt timp. Așa am văzut și numărul infracțiunilor de înșelăciune. Și aici
Și aici s-a constatat o scădere, ca urmare, spunem noi, și a campaniilor de informare, pentru că au fost metode diferite de înșelăciune. Haideți să vorbim de ultimul, că am înțeles că... Revine. E la modă o altă poveste acum. Da, după metoda accidentul, care la un moment dat era foarte în vogă, în sensul că foarte mulți sub impactul acesta emoțional, negativ, al aflării unei vești despre o rudă apropiată, implicată într-un eveniment, este greu să refuzi, să nu oferi acea sumă de bani care ți se cere, pentru că este emoția foarte mare și greu de controlat, mai ales persoanele în vârstă au această problemă. Dar iată că revine și o altă emoție pozitivă de această dată. Persoane care apelează, în special pe telefonul fix, iarăși persoane în vârstă sunt mai vulnerabile, sunt mai puțin informate, poate și starea emoțională este mai greu de controlat la acea vârstă și li se oferă perspectiva unui câștig neașteptat, a unui mare premiu la un concurs la care nu au participat. Acesta ar trebui să fie principalul semnal de alarmă. Am înțeles că ați avut un caz recent. Am avut un caz recent, din păcate, ca și infracțiune consumată de înșelăciune, 2300 de lei, dacă mi-amintesc bine, o firmă de telefonie cu un puternic renume, bineînțeles că este simplu să afli că persoana respectivă este abonată la respectiva firmă, după număr îți dai seama în ce rețea este și se spune că am apelat aleatoriu pentru a vă oferi ca și abonat, client fidel al nostru, un mare premiu, dar pentru a intra în posesia premiului trebuie să virați o cotă parte sau un impozit de 16% într-un cont, bineînțeles, nu este contul ANAF, ci este contul infractorului respectivului. Da. Da, banii sunt retrași rapid, după care veți fi apelat după caz de către reprezentanții companiei ca să vi se dea cel mare premiu. Bineînțeles că nu vă... Tot aștepți până nu aveți bătrâneți, da? Exact. Apelați, a fost o persoană de 62 de ani victima acestei infracțiuni și, din fericire, ieri am avut un caz în care o persoană... Bun, și s-a găsit făptașul? Nu, din păcate nu. Din păcate, complicat, da. Este destul de complicat pentru că se apelează de pe cartele prepaid, de exemplu, care nu sunt înregistrate, sunt greu de controlat, chiar numărul nu mai este alocat, nu mai este disponibil, foarte greu putem să aflăm, dar nu este imposibil. Au fost și situații multe la număr în care autorii au fost identificați și la metoda accidentului și la metoda cu câștigul marelui premiu. Ce vreau să spuneți ieri? Despre o infracțiune de tentativă de această dată de înșelăciune, în care o persoană chiar m-a apelat să-mi ceară un sfat, am îndrumat-o către poliție, dacă dorește să depună plângere. Tot așa a fost apelată, a fost ținută în telefon ca și client fidel și i s-a oferit posibilitatea unui câștig, a unui premiu, dar cu condiția aceasta de a vira o sumă de bani într-un anume cont. Bineînțeles că persoana și-a dat seama, a fost vigilentă, că ar putea fi vorba despre o înșelăciune și nu a virat acea sumă. Deci, din fericire, un caz prin care mediatizarea și chiar vă mulțumim pentru această oportunitate a avut un efect benefic, pentru că oamenii și-au dat seama că există această posibilitate de a fi înșelat și să apeleze cu încredere numărul de urgență 112, să solicite sprijinul poliției și, de ce nu, poate reușim să constituim și un flagrant delict, să prindem autorul un flagrant, cum se spune, dacă la întâlnirea pentru a da acea sumă de bani, cum se întâmpla chiar în metoda accidentul, să ajunsese să vină chiar șoferul așaistului avocat să ridice suma de bani. Au fost și cazuri în care șoferul chiar în municipiul Hunedoara, un tânăr, a fost prins de către polițiști în flagrant în momentul în care ridica suma de bani, fie în zona spitalului, fie în zona parchetului, deci zone publice, unde nu te aștepta ca cineva să aibă astfel de preocupări infracționale. Da. Bun, vorbim de patrimoniul cultural național, este, să zic eu, un specific al județului nostru. Avem un patrimoniu foarte bogat, cetățile dacice de la Sarmiță și Doia, foarte amplu ca și areal, greu de supravegheat efectiv prin patrulări sau alte metode din acestea de supraveghere în teren. Dar, din fericire, polițiștii au făcut față și de această dată provocărilor. Au fost și dosare penale constituite pentru detecții săpături neautorizate. Așa, și văd că s-au recuperat. În perioada aceasta a anului 2016, 3 statuete antice ocupă din metal din perioada romană, 3 monede coson din aur, 223 de bunuri arheologice, 24 de monede romane și dacice și au fost ridicate și 13 detectoare de metale deținute ilegal. Nu neapărat că erau folosite
Da, dar nu, simpla da, detecție corect. Ilegală, deci neapărat și folosirea constituie infracțiune, în sensul de săpături, detecții neautorizate în zonele protejate, dar faptul că nu aveau autorizație de la poliție și, spre exemplu, un caz a încercat să vândă pe un site din acesta de anunțuri un detector de metale și imediat polițiștii au identificat persoana cu un polițist sub acoperire, au ridicat detectorul respectiv și au întocmit dosar penal tânărului respectiv. Plus încă 3200 de documente. Da, fost aici, în cazul da? Documentelor, da, din Casa Memorială Dr. Petru Groza din municipiul da? Rădeva, au acolo fost situația, sustrat, da? A fost o chestiune mai complicată acolo, dar, din fericire, documentele au fost recuperate, documente personale, diferite înscrisuri, ale... Bine, care au importanță istorică, importanță istorică, clar, cu siguranță, de aceea au și constituit un element. În momentul față, dosarul se află în lucru la judecătoria Deva. Aveți, de apel, rezultate la... În combaterea evaziunii fiscale? Da, iarăși este o preocupare. Deci sunt mai multe segmente, mai multe activități în cadrul inspectoratului. Avem atât această activitate de investigații criminale și aici ne-am referit la infracțiuni contra patrimoniului, și cultural național, și patrimoniul persoanei, în sensul de locuințe de sau domeniul proprietate, exact. Da? Dar și acest domeniu al combaterii infracțiunilor de natură economică. Și aici polițiștii s-au implicat, bineînțeles, cu celelalte autorități publice care au competențe în acest domeniu și au fost efectuate 180 de acțiuni pentru prevenirea și combaterea infracționalității în domeniul producerii, comercializării produselor agroalimentare, protecția forței de muncă, turism, alimentație publică, construcții, produse energetice și, bineînțeles, că acțiunile respective, unele s-au soldat și cu dosare de cercetare penală, au fost dispuse măsuri preventive, reținere, arestare față de 47 de persoane și măsuri asiguratorii substanțiale, peste 16 milioane de lei ca și măsuri asiguratorii. Lei noi. Lei noi, bineînțeles. Da, da. În diferite dosare și, mai mult decât atât, s-a recuperat și prejudiciul integral în cursul urmăririi penale sau până la primul termen de judecată. Este o prevedere legală, legea 241 din 2005, fiind achitată cu această ocazie aproape un milion de lei de către autorii din dosare, care au ales această formă de a achita prejudiciul pentru a se închide acțiunea penală. Intrăm acum în zona siguranței rutiere. Aveți aici bilanț, da, pe domnul. Da, și aici, din păcate, o mică ușoară creștere a numărului de accidente per total, dar, din fericire, un lucru foarte important, scăderi semnificative la numărul de morți rezultați. Deci persoane care și-au pierdut viața, persoane decedate, mai puțin cu 16,2% față de perioada anterioară. Deci persoane mai puțin morți pe șosele, un trend descendent al ultimilor ani. Încercăm pe cât posibil, prin acțiuni preventive, dar și de sancționarea celor care încalcă legea, vizăm în special viteza, fie excesivă, fie neadaptată la condițiile de drum, ca factor principal generator de evenimente rutiere. De aceea 334, spre exemplu, de acțiuni au visat tocmai combaterea excesului de viteză. Deci acțiuni cu aparate radar, 118 acțiuni ale poliției au vizat depistarea și sancționarea batelor produse de către pietoni în trafic. Deci și pietonii constituie un factor de risc în momentul în care traversează în regulamentar strada și sunt implicați în evenimente. Chiar am avut recent și acțiuni, dar din păcate și evenimente în care pietonii au fost răniți sau chiar și-au pierdut viața, și 191 de acțiuni pentru depistarea și sancționarea, bineînțeles, a conducătorului auto care nu acordă prioritate de trecere pietonilor angajați în traversarea regulamentară a străzii. Bineînțeles, au fost aplicate și sancțiuni contravenționale și dosare penale. 49.000 de sancțiuni. O cifră destul de semnificativă, din păcate, pentru că nu avem un target. Da. Nu avem un target la amenzi, nu facem un scop în sine din acest lucru, dar, din păcate, în momentul în care sunt constatate astfel de fapte, polițistul este abilitat prin lege și chiar obligat să constate fapta, bineînțeles, gradual, în funcție de gravitatea faptei și să aplice sancțiunea corelată. Da. Și au fost reținute 2.505 de permise pe anul 2016. De pentru diferite abateri comise în trafic, pentru care legea prevede această posibilitate a aplicării fie a sancțiunii, fie a reținerii permisului de conducere, fie ambele măsuri împreună. Da, nu mai avem decât 3 minute. Bilanțul, mă rog, cuprinde și alte zone, dar în general am sesizat că lucrurile sunt pozitive.
Ați reușit în 2016 să faceți așa... Situația este sub control, ținută sub control, sub aspectul acesta infracțional, bineînțeles, cu resursele logistice și umane pe care le avem la dispoziție, pot să vă asigur că polițiștii se implică profesional pentru a ține sub control, pentru a răspunde cât mai eficient, cât mai prompt la solicitările cetățenilor și, bineînțeles, a garanta un climat de ordine, siguranță publică și de siguranță rutieră, pentru că am vorbit de acest. Da, și am văzut că în ultima perioadă, în ultima lună, adică în februarie, mai bine zis, între perioada 9-12. Un interval scurt, de 3 zile, au fost câteva acțiuni, ale poliției rutiere. Pe linia aceasta a pietonilor, deci fiecare nu traversează strada regulamentar, au fost 143 de pietoni sancționați și 17 conducători auto sancționați care nu au acordat prioritate de trecere pietonilor. Deci s-a fost un fel de o acțiune tematică da, pe această linie a pietonilor, pentru că pe lângă viteză, vă spuneam, și indisciplina aceasta a pietonilor în trafic sau conducătorul auto care nu le acordă prioritate constituie un factor de risc și, din păcate, evenimentele sunt grave. În momentul în care un pieton este implicat în un eveniment rutier, are de suferit cu siguranță. Ultimul minut, urmează martie, ziua poliției? Da, ne apropiem de un moment fericit din viața instituției. 25 martie este ziua consacrată, ziua armei, cum se spune, ziua poliției române, în care cam fiecare an îi așteptăm pe cetățeni alături de noi, vor fi și manifestări publice cu această ocazie, prezentări ale tehnicii din dotare, intervenții, exerciții demonstrative ale trupelor pentru acțiuni speciale, luptătorii de la acest serviciu de acțiuni speciale, criminaliștii își vor prezenta tehnica de dotare poliția rutieră, celelalte servicii din subordine și, bineînțeles, avansări la termen și înainte de termenul prevăzut de lege pentru cei care, bineînțeles, s-au implicat în mod deosebit în activități profesionale. Vor fi răsplătiți și cu diplome simbolice, cel mai bun polițist, polițistul anului, cea mai bună unitate de poliție, cel mai bun colectiv. Bineînțeles, toți s-au implicat, toți sunt buni, dar trebuie să-i motivăm cumva și pe ceilalți prin acest exemplu pozitiv a celor care s-au implicat într-un mod deosebit în activități profesionale. Mulțumesc mult pentru informațiile acordate și, cum să zic, spor la treabă în activitățile pe care le întreprindeți, pentru că, până la urmă, sigur, e vorba de siguranța noastră, cetățenilor, chiar dacă în unele situații, să zicem, lucrurile nu sunt prea plăcute pentru unii, da? Este adevărat, dar oricum, lucrurile trebuie făcute, adică, sigur. Că suntem alături de ei și încercăm să ținem sub control cât mai bine acest fenomen infracțional. Mai bine, mult succes! Și eu vă mulțumesc! Dragi prieteni, mulțumesc tare mult pentru atenție. A fost o oră așa în preajma, ca să zic așa, poliției, a inspectoratului de poliție din județul Hunedoara. Am aflat mai multe lucruri care s-au întâmplat în 2016. Vă mulțumesc tare mult pentru atenție. Vă invit să rămâneți în continuare pe Capital TV și vă dau întâlnire pe mâine la ora 16. Numai bine, la revedere!